Ilarion Ciobanu s-a născut la 28 octombrie 1931 în Tighina, localitatea Ciucuri, Basarabia. A copilărit la Constanța și până se devină actor, meserie îmbrățișată spre vârsta de 30 de ani, cunoscutul comisar cu mâinile curate a practicat mai multe meserii. A fost hamal, tractorist, miner, tâmplar, șofer, marinar și pescar. Ilarion Ciobanu a practicat unul dintre sporturile cele mai dure, rugby-ul, la Știința București. Abia în 1958 intră la IATC, dar nu-l termină, alegând să joace în Setea decât să termine institutul. Acest lucru reprezentând și debutul său ca actor la 30 de ani. De la Mihai Viteazul și Cu mâinile curate și până la Profetul, Aurul și Ardelenii, ori toate pânzele sus, Ilarion Ciobanu, cu peste 40 de filme în carieră, și-a încântat publicul format din cetățeni de cele mai diferite vârste. Domnule, de câți ani umble prin porturile Levantului? Ce legătură are? De asta nu știi dumneata cum se aranjează socotelele pe aici, pe la noi? Ei, lasă că povestea cu Chirli Vardit isprea e cusută cu ața albă. Crezi că el nu o să vadă? Ba, o să vadă. Dar n-are ce face și o să închidă ochii. Totul e să joace cum îi cântăm noi. Dacă am fi în mâna lui, crezi dumneata că ne-ar arăta milă? Dar nu-i cinstit, Gerasim. Domnule, cinstit după obrazul omului. Drept recompensă pentru activitatea sa, Ilarion Ciobanu, actorul român cu debut întârziat, a primit premiul de excelență la prima ediție a Festivalului Internațional de Film București BiFest 2004.